10 ani. Merg în linii dreapte. De aici eu plecat. Este drumul care duce în sat unde m-am născut. Vă spun la modul cel mai sincer că în fiecare seară vin cu drag să-l văd. Haideți să ne retragem. Și vă invit să-l vedeți cam cât e de frumos drumul ăsta. Niște automobile. Domnul Vichy, dă tava încoașe. Dau un cățcă de... Da. Banii din fondurile europene și apoi trebuie să facem un efort și mai mare ca să asiguri cofinanțarea. Dacă ne uităm pe panoul de aici, este vorba de aproape 2 milioane care contribuie cofinanțarea unității administrative teritoriale. Să cofinanțez o comună cu 2 milioane de euro, un lucru excepțional și înseamnă și un angajament pe mai departe să duci până la finalizare procesul de modernizare a unităților teritorial-administrative. Vreau să-i felicit pe toți cei care au fost consilieri locali și primari în familie de jos și să sperăm că vor găsi energia și resursele necesare ca și în mandatul viitor să continuăm cu modernizarea UAT-urilor noastre până când vom ajunge la o urbanizare totală a localității. Mergea, dar ca să câștigi puncte, am făcut lucrul. Dar vezi câțiva oameni și acolo. Canalizare. Din păcate, merge mai greu cu ei. Sper să se întâmple și asta. Mai este obținut un aviz să terminați cu SF-ul și ar putea de oarecare normalitate. Podurile mari. Este o investiție de suflet, aș putea spune. Este vorba de modernizarea 6,2 km de drum cu finanțare europeană și, după cum vedeți, este o lucrare realizată la standarde maxime, zic eu. Și sigur, și noi, ca și beneficiari, am urmărit îndeaproape execuția lucrărilor. Este un pas spre civilizație, este o treaptă pe care o pășim spre un trai decent. Să sperăm că vor mai veni și alte investiții, pentru că deja avem aprobat 3,2 km de asfalt pe CNI, am mai depus pentru 17 km și sperăm ca într-un timp relativ scurt, pentru că se vorbește de fonduri europene, deci CNI-ul să-și extindă arealul și să acceseze fonduri europene și pentru modernizare drumului, numai pentru drumul calamitate. Și atunci, în speranța că lucrurile vor merge repede, am depus documentația pentru 17 km de drum. Ne puteți spune mai detaliat în ce constă lucrarea pe care astăzi o vizualizăm cu toții? Păi, când vorbim de modernizare drum, vorbim în primul rând de partea carosabilă, plus să asigură siguranța circulației. După cum vedeți, s-au amenajat podeții cu acostamente betonate, și tot semne de circulație, deci tot ce înseamnă siguranță de circulație pe drumurile publice, în ce privește partea carosabilă, puteți observa și dumneavoastră că este de o calitate bună, s-au amenajat și drumurile laterale și sperăm că în cei 17 km sunt prinse absolut toate străzile și peste un an, doi să vorbim de o modernizare de 90-100% a drumurilor din intravilanul comunei Muntenii de Jos. Care este valoarea investiției și unde sunt drumurile de care s-au făcut investițiile aici? Valoarea investiției este de 5,4 milioane lei. Avem mai multe drumuri care sunt asfaltate în totalitate sau parțial. Vorbim de Muntenii de Jos,
unde avem executate 3 tronsoane, un drum comunal finalizat și 3 tronsoane de drumuri sătești. Vorbim de Mânjești, încă 2 tronsoane, care în total înseamnă 6,2 km. Ați legat inclusiv gara, am înțeles, condiții civilizate erau, pentru locuitori. Exact, este un segment de drum care leagă drumul județean spre Lipovăți cu gara. A posibilitatea cei care vor călători cu trenul să circule în mod civilizat. De cât, câți locuitori se bucură de această investiție? E, dacă însumăm locuitorii din cele 3 sate, e vorba de vreo 2400 de locuitori. Care, sigur, ei vor beneficia, de exemplu, pentru că sunt foarte mulți care lucrează în oraș, au posibilitatea să facă naveta într-un mod civilizat. Nu mai spun de cei care asigură produse, alimente pentru magazinele sătești, au posibilitatea să furnizeze la orice oră produsele. Iar locuitorii comunei nu mai sunt nevoiți să meargă pentru orice în oraș. Au posibilitatea la magazine, că avem suficiente și foarte bine aprovizionate, să cumpere. Inclusiv serviciile de urgență au posibilitatea. Absolut. Aici este prima grijă a noastră pentru ca salvarea, să ai o posibilitate să intri și pompierii în orice moment, mai ales că sunt zone unde avem persoane care fac dializă. Pentru noi sunt prioritatea zero, sunt persoane care fac de 3 ori pe săptămână dializă și trebuie să le asigurăm în orice condiții ca mașina să vină să ia. Și nu mai spun de transportul copiilor. Copiii, elevii vin toți la școală la Muntenii de Jos și transportăm cu microbuzul școlar din toate satele componente. Ei, acum microbuzul are posibilitatea să circule, să se încadrează perfect în orar. Înainte mai erau probleme, mă rog, drumul mai defectuos, mai întârzia. Acum, chiar dacă avem un singur microbuz, o să ne încadrăm perfect în programul școlar. Mulțumim! Noi am fost înregistrat copiii, de exemplu, anul trecut. Da. Vă mulțumim că ne-ați la recepția lucrării de astăzi. Echipa Viacons a păstrat standardele pe care le-a impus de ceva vreme, toată lumea le știe. Respectăm proiectele întocmai. A fost o muncă de echipă pe perioada execuției lucrării. A fost care s-a derulat pe 10 luni, da? Da. 10 luni cu o întrerupere de iarnă. Anul trecut pe vremea asta ne apucam de proiectul ăsta. Și după cum vedeți, s-a reușit să ducem la bun sfârșit și să mulțumim pe toată lumea. Ne mulțumim pe calea asta și colaboratorilor și pentru sprijinul pe care ne-l-a dat atât Consiliul Local, cât și proiectanții și cei implicați în derularea proiectului. Și în primul rând vreau să felicit echipa Viacons, în frunte cu directorul tehnic care a coordonat echipa și dumneavoastră. Vă felicit că ne urmăriți îndeaproape pe toate proiectele pe care le derulăm. Domnule director tehnic, cum ați colaborat cu autoritățile Muntenii de Jos în derularea acestei investiții? Da, vreau să mulțumesc, în primul rând vreau să mulțumesc și cu asta să încep, să mulțumesc domnului primar, pentru că, din câte știm, dumnealui este inginer de profesie și cred eu că am făcut o colaborare foarte bună, atât din punct de vedere al respectării cerințelor proiectului, dar și din punct de vedere scriptic, unde știm cu toții că la fondurile europene sunt de făcut mult mai multe hârtii care trebuie să derulate într-un timp foarte, foarte, foarte scurt. Felicit în al doilea rând pe colegii din primărie a domnului primar, pentru că are o echipă tânără cu care se ridică la standarde europene și consider că în scurt timp
primăria Muntenii de Jos o să reușească să asfalteze cu mai multe drumuri și consider că ei o să fie cândva o suburbie a orașului Vaslui. Felicitări colegilor mei, pentru că în contextul acestei pandemii, cum am spus și mai devreme, noi am reușit să terminăm această lucrare. Am fost presați oarecum și de timp și de această pandemie care a venit peste noi anul acesta.